Salutare, dragi pescari, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube într-o nouă aventură pescărească. Din nou într-o aventură de pescuit la crab. Mă aflu la Thorny Weir pentru a cincea oară. De data asta voi pescui diferit, voi face un pescuit plantat, un pescuit cu navă modelul. Este pentru prima dată când abordez partida în acest fel. Hai să vedem ce rezultate putem obține. Avem și primul vizitator aici la locul de pescuit, o păsărică a venit în inspecție să vadă care e mișcarea. După ce am pregătit lansetele, nada, băcuță, cortul, în sfârșit, tot setup-ul, mă pregătesc să încep pescuitul. Încarc bărcuța cu nadă compusă din porumb, cânepă, pelete și boilies, urmând să o ghidez pe zona de interes. Bărcuța o ghidez ușor cu ajutorul telecomenzii cu joystick, cu o singură mână, astfel încât în mâna liberă pot ține lanseta pentru a menține firul întins, fiind mereu în contact cu montura. Prima montură o trimit în partea stângă a insulei pe care o am în față, pe la cioatele alea uscate, pare o zonă interesantă. Iar cea de-a doua o voi plasa undeva în partea dreaptă a insulei, încă nu m-am hotărât exact asupra locului, dar vedem pe parcurs. Chiar sunt tare curios cum va fi de data aceasta, până acum am mai fost de 4 ori la pescuit aici și partidele au fost tot una caldă, una rece, una caldă, una rece. Din punct de vedere al rezultatelor. Thank you.
folosesc backlash pentru a evita încărcarea firului cu plante și pentru a evita să mi lagațe păsările. Oameni buni, am ajuns la final, am împachetat tot, urmează să încarc și să le car la mașină. A fost liniște, liniște totală pe baltă, abia după vreo 24 de ore am văzut primul pește sărind. Nu se hrănesc, nu mișcă, nimeni n-a prins. Asta e, așa e la pescuit. Data viitoare va fi mai bine. Acum o să mă apuc de încărcat. Mergem acasă.
Bun. Hai să mergem la mașină. Atâta s-a putut. A fost totuși o partidă de pescuit interesantă, în care am mai adunat informații despre acest loc. Am pescuit aici pentru cea de-a cincea oară. Știți cum e, de fiecare dată când vii mai înveți chestii noi. Și tot așa, liniște totală pe baltă, probabil din pricina căldurii sau cine știe, motive se pot găsi întotdeauna, dar ceea ce știm cu siguranță e că data viitoare va fi mai bine. Până atunci, fire întinse și numai bine. Salut!